În acest tutorial am să vă arăt cum puteți să configurați aplicația Smart Cash POS pentru a autoriza operațiile critice. Ce înseamnă acest lucru? În cazul în care casierul va dori să efectueze una din următoarele operații, respectiv anulare de bon, anulare de articol sau acordare de discount liber la POS, va fi necesar ca un supervisor sau un șef de tură să autorizeze această operație. Acest lucru se implementează acolo unde se dorește un control mai restrâns asupra acestor operații. Haideți să intrăm în partea de configurare. Ne autentificăm pe contul de administrator în configurare POS. Mergem în personalizare POS. Iar aici va trebui să activăm funcția care se numește permite efectuarea de operații critice numai cu autorizare. Odată bifată această funcție, am alte două opțiuni pe care trebuie să le bifez în funcție de interes, respectiv autorizare de la tastatură cu nume și parolă sau autorizare cu cititorul codului de bară. În cazul în care clientul deține un card de acces în aplicație și am bifat această funcție, de fiecare dată când casierul dorește să efectueze una din aceste operații, este suficientă scanarea cardului respectiv pentru autorizare. Dacă nu deține un astfel de card, atunci voi merge pe prima opțiune, autorizare de la tastatură cu nume și parolă. Ceea ce am să fac și în momentul de față, deoarece nu am în momentul de față un astfel de card. Aceste două funcții nu pot fi combinate împreună. Adică nu pot folosi atât autorizarea cu nume și parolă, în același timp cu autorizarea cu cititorul codului de bară. Bun. Am bifat aceste două opțiuni. Permite efectuarea de operații numai cu autorizare. Pe tastatură cu nume și parolă. Ieșim din interfața de administrare. Intrăm în contul de casier. Deschidem aplicația. Și trecem la treabă să scanăm câteva produse. Bun, am scanat aici două produse. Să presupunem că clientul s-a răzgândit la unul din acestea două. Îl selectăm. Vom da anulare, selectați și uitați că în acest moment aplicația ne cere autorizarea supervizorului sau administratorului. În principiu, un supervisor autorizează această operație. Vom introduce, selectăm contul, introducem parola șefului de tură, care are și rolul supervizorului, dăm OK și bun, articolul nostru a fost anulat. La fel și în cazul în care dorim să dăm o anulare de bon, se cere același lucru să autentificăm operația pe parolă, pe un supervisor. După care bonul a fost închis. Totodată, spuneam că această funcție este valabilă și atunci când dorim să acordăm un discount liber la POS. Și reiau. În momentul în care apăs tasta de procent, tasta aferentă acordării de discount liber, apare din nou această interfață care îmi cere să mă autentific cu contul de administrator, respectiv să vină administratorul să introducă parola. După care, trec mai departe și setez ce discount doresc, ce tip de discount doresc să adaug și în ce fel, pe articol sau pe întregul bon. Bun, în situația de față, pe contul care eu l-am ales pe autorizare, nu există drepturi de acordare discount. Însă, pentru a înțelege dumneavoastră, la orice operație de natură a anula un bon fiscal sau a modifica valoarea produsului vândut prin discount, este necesară autorizarea administratorului sau a supervisorului pentru această tranzacție. Cam atât în acest tutorial. O să ne revedem cu următoarea ocazie.